Intrăm în casă? Labirint. Bună ziua! Cam întuneric la dumneavoastră, aveți lumină? Este lumină, nu știu, e nu-i problemă, locuiți aici cu copiii. Da, locuim aici de mulți ani, de 21 de ani de vorbind și puteți să puneți și lumina. Și care e problema? Problema că e dispusă la vecini și îndeosebi până în prezent astea, noi am locuit afară documente la drept vorbind. Dar ce era? Chirii sau cum? Așa am stat, da, așa cum am locuit aici, fără documente, da. Și după aceea, așa că până în prezent, 21 de ani am locuit. Dar mamă, e vorba să ne scoate de aici. Așa spun și vecinii și îndeosebi. Șefa mi-a accentuat că zic că dacă nu fac documente... Șefa de la ce? De la secție de salubrizare, primăria orașului. Lucrați acolo, la drog? Da, lucrez la moment la drog. Și asta ce era? Un fel de locuință de serviciu? Erați aici cazat? Nu, așa ne-a lăsat al doilea bărbat, ca și cum. Eu am fost când sunt scris și am rămas cu fetița și eu cresc și-o plecat și eu am rămas în casa asta, la revorbind. Și asta era proprietatea lui sau tot era a statului și era datul lui în folosință? Nu, eu a fost a lui, dar fiindcă el nu e mult timp, am rămas eu ca stăpână. El nu e în ce sens? E plecat din țară? Sau? Da, el e plecat din țară. Și nu mai trăiți împreună? Sau nu, nici de mult timp nu trăim. Și nici nu ați fost înregistrați oficial? Am fost înregistrați cu dânsul, dar am dat la divorț și n-am mult timp înțeles. Nu lucrăm. Și câți copii aveți acum? E, de tăiată, la drept vorbim patru, dar doi sunt mari plecați, dar doi maturi, rămas cu un an. Da, maturi, dar doi e caz doi cu mine. Minori, minori. Unii sunt plecați copiii? Cel mai mare e plecat, așa cum, în Polonia, dar și e fata, 24, dar fata, ce bani, nu, dar fata, sub Moscova, în Năghinsk, ce bani, na, e căsătorită, la drept. Care și unde a putut, na. Câți ani are? Și acum, dar cu copiii ăștia, sunteți obligată să ieșiți în drum. Da, da, ne-a spus că dacă nu, cât în scurt timp, dacă n-a să... Dar cui aparține, dar casa asta? Noi nu avem, eu n-am putere să fac documentele. Cui aparține? Cui? Dar m-am luat primărie să aparține, oricine știe, eu nu știu la moment cine. Poate cineva în spatele meu stă la drept vorbind, poate dar cineva au făcut documentele pe casa asta. Dar nu v-ați interesat, nu v-ați dus la primărie să întrebați, la cadastru? Am încercat de vorbind, dar nu mi-a permis să-mi dai rezultatul de plin, cum răspunsul de plin. Știi, 20 de ani trăiți aici și nu vă lasă să aflați cine e proprietar? Nu știu că nu, cum... Mi-a spus că e ca făț, i-a dat mie numai orderul și ala și a zis să se facă. Și a început a face, dar scumpi, ele stare scumpi. Dar orderul pe cine ai scris? Poftim? Orderul pe cine? Am unii ne-l-a scris, pe mine ne-l-a scris astea, dar trebuie să... Pe cine? Cine v-a dat orderul? De la primărie? Da. Primărie Drochie. Dacă n-a trecut... Da, dar ce înseamnă order? Repartizare de trai sau și orderul ăsta? Cred că vi s-a dat order, aveți la moment, puteți arăta? Da, e vremelnic, ori e... Ha? Dar ce, e secret asta sau ce? Nu e secret, e dat în documente, trebuie să caut. Ah, am înțeles. O să oprim acum și filmarea și o să ne arătați documente. Da. Oprește.